Vremea favorabilă din această toamnă ține deschise șantierele de construcții, iar firmele au nevoie de personal. Numai astăzi în Olt erau disponibile zeci de locuri vacante în acest domeniu. Față de anul trecut, în aceeași perioadă, se constată o creștere importantă a numărului de joburi vacante, spun reprezentanții Agenției pentru Șomaj. De lipsă de forță de muncă duc și croitoriile, care au nevoie de peste 100 de angajați. Locurile de muncă vacante comunicate de agenții economici din județ către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, disponibile la data de 8 noiembrie 2019, sunt un număr de 425, iar la data de 8 noiembrie 2018 erau un număr de 319. Din cele 425 de locuri de muncă vacante comunicate la această dată, 170 sunt disponibile în industria prelucrătoare, 78 în construcții, în servicii 86, 50 în agricultură și 41 în comerț. Iar la data de 8 noiembrie 2018, din totalul de 319 locuri de muncă vacante, 149 erau disponibile în industria prelucrătoare, 68 în servicii, 59 în construcții, 43 în agricultură și 8 în comerț. Locurile de muncă vacante comunicate către AJFM Olt sunt însă din toate domeniile de activitate, astfel că cei care își doresc să lucreze, indiferent de pregătire, își pot găsi jobul dorit. Cele mai căutate meserii la data de 8 noiembrie 2019 sunt cele de economist, inginer construcții civile, inginer căi ferate, drumuri și poduri, economist, lucrător gestionar, lucrător comercial, agent de securitate, confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice, iar la data de 8 noiembrie 2018, cele mai căutate meserii erau cele de inginer căi ferate, drumuri și poduri, agent de securitate, agent de vânzări, funcționar administrativ. Zilnic pe site-ul instituției se actualizează lista cu locurile de muncă disponibile la nivelul județului Olt.